Sebastian Boduș a anunțat candidatura cam acum o săptămână la primăria sectorului 6 ca independent. De ce la sectorul 6? Și de ce n-ați ales o carieră la Bruxelles, unde ați fost europarlamentar vreo 9 ani de zile? Am ales sectorul 6 pentru că, pe de o parte, având în spate vreo 10 ani de politică, am zis că ar merita să continui. Și în al doilea rând, pentru că sectorul 6 este sectorul abandonat de dreapta. Liberalii, adică vorbim aici de principalul partid de dreapta, efectiv abandona sectorul 6. În momentul în care îl pui să candideze din partea PNL pe continuatorul lui Mănescu, Mănescu având un potențial negativ uriaș, deci ceva, cred că nu mai există om politic care să fie atât de urât, de detestat de cetățenii, în momentul în care pui drept candidat un continuator al lui, după ce negociezi cu unii și alții la fel de ciudați, e clar că ai abandonat sectorul 6. V-a oferit vreun partid să candidați pe listele lui înainte să vă anunțați candidatura ca independent? Nu mi-a oferit nimeni înainte, mi-a oferit după, dar nu contează care, pentru că e o discuție privată. Dar eu merg înainte independent pentru că pur și simplu mi se pare o măgărie ce se întâmplă la sectorul 6 din punct de vedere al potențialilor candidați. Dar de ce ați refuzat candidatura cu susținerea unui partid? Pentru că vreau să fac ceva pe cont propriu, pe propriile forțe. Vreau să-mi testez propriile forțe astfel încât cetățenii din sectorul 6 să voteze efectiv omul. Dom'le, eu îl votez pe Sebastian Boduș așa cum e el. Îmi place sau nu-mi place de el? Dacă îmi place el, îmi pun votul pentru ceea ce e el și nu pentru ceea ce are în spate un partid care poate să însemne orice și care poate să nu se definească exact cu personalitatea mea. Două probleme. Da. Foarte idilic și frumos ce da. Spuneți. Da. Votăm omul, să da. Ne facă da. E și singurul moment în care lumea se uită și la om. Să ne facă un om sectorul minunat, dar poate, domnule Bolu, să facă un singur om ceva din poziția de primar. Câte vreme va avea un Consiliu General dominat de partidele astea. Este o întrebare pe care, în general, mi-o pun oamenii pe stradă. Și răspunsul este foarte simplu. Și eu am învățat acest lucru din postura de europarlamentar, unde știți că nu există putere și opoziție. Nu există un partid care să aibă majoritate în Parlamentul European. Și atunci, dacă tu vrei să streci un proiect legislativ, un raport, trebuie să negociezi cu celelalte grupuri politice. În România, din păcate, termenul de negociere pentru un proiect administrativ este inexistent. La noi, în general, negocierile se poartă între șefii de partide și de obicei se numește blat. Negocierile adevărate care să ducă la un rezultat pozitiv, adică, și vă dau exemplu concret, în Consiliul Local, sunt inexistente. De ce? Pentru că membrii partidelor care alcătuiesc Consiliul Local se urăsc atât de tare între ei, din punct de vedere administrativ, încât oricât ar fi de bun proiectul propus de primarul dintr-o culoare politică, nu este votat de cei dintr-altă culoare politică decât dacă le este și lor ceva. Și nu. Asta nu va fi valabil și când dumneavoastră... Nu, pentru că eu neavând miză politică, n-au de ce să-mi resping un proiect bun. Deci dacă proiectul este bun pentru cetățeni, nefiind miză politică, n-au de ce să spună nu. Că eu nu reprezint un partid să zică, bă, e bun, proiectul îmi place, dar da-l dracu, nu-l votez pentru că tu ești de la partidul X. Ceea ce se întâmplă, știți foarte bine, și mi s-a întâmplat că eram în guvern. Mă duceam în Parlament cu un proiect legislativ și nu votau. Dar e dracu, nu votau. Și nici nu se uitau pe el. Dacă venea de la mine, nu-l votau. Garantați că veți face ce garantez că promiteți prin faptul că veți negocia garantez că aceste partide. Exact. Garantez că experiența de 7 ani în Parlamentul European îmi conferă un avantaj constând în puterea de negociere și abilitățile de negociere pe care le am cu ceilalți, având în vedere că nu există miză politică. Așa, acum întrebare, ce da. Vreți să faceți pentru sectorul 6? Dar spuneți-mi, am un proiect. Nu lozinci. Nu lozinci. Să fie bine, bine ca să nu fie rău. E frumos, da. Și chiar dacă unele din proiectele pe care eu le am, din punctele mele, din programul electoral pe care încă nu l-am publicat, îl voi publica, pentru că vreau să fie într-o formă frumoasă și bună din punct de vedere al marketingului politic. Deci trecând peste aspectele tehnice, este, de exemplu, anveloparea blocurilor. Știu că toți o zic. Dar ce vin eu? Cu ce vin eu în plus? Eu vin cu experiența a 7 ani de Parlamentul European, a 7 ani de Bruxelles, a 7 ani în care eu am învățat ce înseamnă fonduri europene.
Deci nimeni nu poate să știe mai bine ca mine cum se pot aduce fondurile europene pentru astfel de proiecte. N-au cum să știe. Deci eu aduc asta în plus. Deci asta este un element de originalitate pe care eu îl pun pe masă și îl ofer cetățenilor. Al doilea proiect de originalitate și care la fel se bazează pe experiența de la Bruxelles este acela investițiilor. Știți foarte bine că în sectorul 6 după cartierul Brâncuș și acolo e teren destul. Acolo se pot face investiții străine, investiții productive. Sectorul 6, pentru cei care ne urmăresc, e ăsta care, cum intri de pe A1 în București, cartierul militar, da, drumul Taberei, de toată zona asta de blocuri, toată, multe neanvelopate, mult, într-adevăr, rămas în urmă față de alte cartiere. Nu e nimic anvelopat de către primărie în sectorul 6, ceea ce s-a făcut este realizat de cetățeni, de locuitori, de proprietarii respectivelor imobile. Arată horror pentru că fiecare și-a făcut apartamentul lui sau dacă și-au făcut dintr-un bloc de, nu știu, 20 pe scară, 18 și-au făcut, 2 nu și aia se văd acolo, sunt lăsați efectiv. Deci din punct de vedere estetic este un dezastru. Revenind la investiții, având în vedere că în cei 7 ani de Parlament European mi-am făcut o serie de relații cu oameni politici din străinătate, în special din Germania și Franța, sunt în măsură, și Olanda, sunt în măsură să, ca prin aceste contacte, să ating investitori străini care să le propun prin facilități date conform legii de către primăria sectorului 6 de a investi în această zonă, ținând cont și de faptul că în sectorul 6 avem una dintre cele mai mari universități din România, Politehnica. Și aici o să vă spună adversarii noastre, aha, deci vine Bodu cu clientela lui. Nu, nu-i clientelă. Deci, în general, un om este perceput prin faptele trecute. Deci eu acum pot să promit orice fel de gogoși. Până la urmă te uiți la ce a făcut omul până să ajungă la momentul promisiunii. Deci dacă eu am fost perceput un om care are o clientelă economică ce ar urma să obțină profituri pe baza unei concurențe neloiale, vă înșelați. Deci la ideea pe care o am este de a aduce investitori care să investească în condițiile legii, să creeze locuri de muncă, mai mult să facă un parteneriat, bine, nu depinde numai de mine, dar îl voi propune, să facă un parteneriat între fiecare investitor străin pe care îl aduc și Politehnica București, nu numai Politehnica, mă refer la toate universitățile. Dar având în vedere că ne referim la investiții productive, ne referim în special la forțe de muncă din sectorul tehnic, ingineri. Și atunci aș încerca să propun universităților, care nu văd de ce n-ar accepta, să facem un protocol între universitate și fiecare investitor, astfel că studenții să facă training, să facă practică și la sfârșit să obțină un contract cu investitorul respectiv. Problema numărul 2 este că în calitate de independent, fără o structură de partid și fără resurse la îndemână, da, în România e cam complicat să câștigi alegerile într-un sector al capitalului. Dar ce e simplu în România? Deci nu e nimica simplu, dar mizez pe două aspecte. Unul vi l-am relevat, faptul că sectorul 6 a fost abandonat de dreapta. Sectorul 6 fiind un sector cu un mare potențial de electorat creștin democrat, liberal, dreapta în general. Dreapta mare, asta este un element pe care mă bazez, că fiind abandonat de către dreapta, eu fiind un om de dreapta, voi reuși să atrag către mine electoratul din dreapta. Al doilea aspect este acela că alegerile locale, așa cum spuneam, sunt singurul moment electoral în care contează foarte mult persoana candidatului. Adică oricât ar fi de bun partidul, în afară de nucleul foarte, foarte dur, care s-a diminuat din cauza administrației Mănescu, electoratul de dreapta este tentat să voteze alternativă la actualul candidat al PNL, care este asumat continuatorul Mănescu. Deci nu este așa. Mănescu are și candidați trimiși sub formă de iepure, cum ar fi interlopul Florescu, care, după cum știți, s-a dus la Blaga să negocieze. Spuneți interlopul Florescu, aveți o probă că e interlop? Când spun interlopul Florescu, mă refer la filmulețele care au apărut pe internet despre bătăușii din clanul sportivilor pe care i-a angajat să bată inclusiv jurnaliștii. Și sunt păneți filmulețe. Din care ce rezultă? Eu nu le-am văzut. Cine ne ascultă acum sau cine le urmărește, să dea search Florescu, Dan Bucura, de exemplu, și să vadă cam cu ce se ocupă acest om. Bun, am văzut că principalii dumneavoastră rivali sunt, cum spuneți, Laurențiu Mironescu, susținut de PNL. Da.
alt candidat independent, Ștefan pseudo-independent, cum vă spuneam, care a fost prins în curtea PDL negociind cu Blaga. Blaga la asta se pricepe să facă câte un blat politic. Așa? Și mai aveți pe Gabriel Mutu. Și l-am pe Gabriel Mutu de la PSD. Încerc de acolo să atrag strict pe bază de proiecte, pentru că profilul meu nu este unul de stânga. Dar dacă și proiectele sunt bune, de ce nu? Haideți să ne uităm la această scenă politică și vedem că pe dreapta sunt 1, 2, 3 candidați. Da. A, și revin. Mutu este coleg de lojă masonică cu Mironescu. Există o emisiune la Galeta TV, vă puteți găsi pe net, în care este întrebat Mironescu, e adevărat că sunteți coleg de lojă masonică cu Mironescu și cu Mănescu și vă întâlniți o dată pe săptămână? Și el spune, da, zice, ba chiar mai des cu domnul Mutu fiind acolo în studio. Dar zice, care e problema? Toți politicienii sunt masoni, dar ba toți jurnaliștii sunt masoni. Ceea mi se pare halucinant. Eu nu sunt mason. Și mi se pare că masoneria în România este o adunătură de traficanți de interese, cu părere de rău față de ce a însemnat masoneria cu 100 de ani. Dar, din păcate, masoneria actuală este o adunătură de traficanți de interese. Bun. Revenind însă la scena politică din sectorul. Revenind. Aveți 1, 2, dumneavoastră al treilea candidat. Da. PMP-ul vom vedea, o să-și pune și aia candidat, un al patrulea, da, pe dreapta. Pe stânga avem, da, un candidat, domnul Mutu. Și aici discutăm de un aritmetica simplă. Alegeri într-un singur tur, o să discutăm, da, și despre varianta cealaltă, da, dar deocamdată suntem pe alegeri într-un singur tur. Dumneavoastră, fie îl ajutați pe Mironescu, dacă veți candida, strângeți electorat de pe dreapta și vă retrageți în caz că aveți 5-10%, 15% și de dragul dreptei, da, vă veți retrage ca să aibă o șansă totuși unul din candidații dreptei, ăștia pe care îi criticați acum. Așa? Fie nu vă retrageți și candidați și atunci ajutați candidatul stângi. Și sigur, mai e o variantă, puțin probabilă, zic eu, având în vedere cele două argumente, că sunteți, da, independent și n-aveți resurse și niciun aparat de partid, mai e și varianta în care câștigați, evident, teoretic. Eu îmi joc șansa. Eu nu pot să nu-mi joc șansa, pentru că, așa cum spuneam, mizez pe faptul că dreapta a abandonat sectorul 6. De ce a abandonat-o, întrebați liderii dreptei, ce au avut în cap? Părerea mea că n-au avut nimic sau vreun blat, că astea sunt variantele. Și în aceste condiții nu am cum să nu mă înscriu într-o cursă, o cursă în care persoana contează și în care proiectele sunt urmărite. Cu ce șanse? Asta va spune electoratul. Bun. Nu am dat când spuneți matematica pură, în politică unul cu unul nu fac întotdeauna doi. Dar în politică, sondajele în ultimele două săptămâni, o săptămână, cam alea sunt. Nu mă includ pe mine. Nu mai pot schimba mare lucru și întrebarea mea e așa. Dacă veți constata în sondaje că unul din candidații de pe dreapta stă în mod evident mult mai bine, da, decât dumneavoastră, ați fi dispus să vă retrageți pentru a nu mări șansele candidatului PSD? Nu am luat în calcul o astfel de opțiune. Dacă se va întâmpla acest lucru, voi vedea atunci. În momentul față, asta nu este o opțiune. La acest moment. Ați demarat o acțiune în instanță pentru revenirea la două tururi. Ați contestat hotărârea guvernului, da, care se stabilește data, da, alegerilor. Ați primit termen de judecată? N-am primit încă, din păcate, termen de judecată. Am depus cererea, mi-a dat numărul de dosar. Procedura de acțiunea în anularea unui act în contencios administrativ care are legătură cu alegerile locale, este o procedură specială cu celeritate. Deci instanța trebuie, evident, să-mi dea un termen astfel încât să mă încadrez în perioada care se sfârșește odată cu alegerile. Orice litigiu în România durează mult. În plus, pe noua procedură, pe noul cod, în momentul în care depui o cerere, întâi are loc o procedură prealabilă și apoi îți dă un termen destul de târziu, pentru că în interiorul acelui termen se face un schimb de informații cu instanța. În cazul meu, acest lucru nu se aplică, pentru că, așa cum spuneam, este o procedură cu celeritate și aștept ca instanța să-mi dea un termen, curtea de apel să-mi dea un termen în interiorul acestei perioade, evident. Pentru că altfel e o denegare de dreptate. Deci dacă tu îmi dai, îmi rămâne fără obiect cererea mea, cum să-mi dai după alegeri? Așa cum arată lucrurile acum, sunteți optimist? Mai aveți timp să ridicați și excepția de neconstituționalitate? Păi o ridic la primul termen. Deci în momentul în care mi-a dat termen, l-a ridicat excepția. Păi toată acțiunea mea în contencios administrativ se bazează pe excepția de neconstituționalitate. Uh-huh.
Pentru că hotărârea fără în sine nu înseamnă nimica. Eu atac hotărârea pentru că ăla e actul administrativ, dar ea în sine nu înseamnă nimica. Legea este proastă și legea este neconstituțională. Deci, în momentul de față, când noi doi stăm de vorbă, mai este timp să se judece și excepția, adică să ridicați excepția păi aștept, primul termen să mai fie și mă aștept din partea, deci dacă, deci după ce îmi dă termenul, la primul termen ridic excepția, tot atunci sper să-mi o soluționez excepția, că n-are ce să, așa. Adică să decide dacă o trimit la curte. Dacă o trimit la curte sau nu, și dacă o trimit la curte, mă aștept la responsabilitate din partea curții. Deci dacă ajunge excepția la curte și curtea nu ia în considerare, avem o problemă cu organizarea curții, cum îi stabilesc ei dosarele. Ce șanse, dar realist vorbind, ce șanse estimați că sunt acum la, pentru revenirea la două ture de scrutin? Să știți că dacă instanța trimite excepția la Curtea Constituțională, Curtea Constituțională poate să spună orice, inclusiv să se revină la al doilea tur. Eu am încredere în argumentele pe care le-am pus, deci cine vrea să citească excepția o poate găsi pe blogul meu. În esență, spuneți totuși, de ce credeți că legile într-un singur tur nu respectă Constituția? Încalcă mai multe principii, dar principalul sau primul principiu pe care îl încalcă este cel al reprezentativității. Un primar ales cu 16-17% din voturi, 19, hai. Cum ați putea fi dumneavoastră? Cum aș putea fi eu, inclusiv, da. Deci orice primar, inclusiv eu care este ales cu 16% din voturi, de-aia zic, nu e așa de complicat să până la urmă să câștigi, este un alt argument, este nereprezentativ pentru cetățeni. Și atunci un al doilea tur este cel care aduce, ridică foarte mult reprezentativitatea. Dumneavoastră totuși sunteți într-o situație paradoxală că nu sunteți de acord, contestați alegerile într-un singur tur, dar candidați la alegerile într-un singur tur. Păi asta e legea în momentul de față. Ce să fac? Cum aș putea face altfel? Să nu mai candidez pentru că nu sunt două tururi? Păi eu îmi joc șansa pe legea actuală, proastă. Dar e lege. Bun. Deci, în final, 100% sunteți candidat independent? Nu, 100%. Niciun partid în spate? Nu, n-am niciun partid în spate. Nici o înțelegere politică? Nici o înțelegere politică. Dacă există vreun partid, probabil mic, care vrea să mă sprijine, sau o asociație civică, cu mare plăcere, putem face un protocol, un parteneriat, deci orice fel de partid, evident un partid european, un partid, nu, cine știe ce, extremiști sau mai știu eu ce. Cu Nicușor Dan ați discutat? Ați avut discuții? Nu, n-am discutat cu Nicușor Dan. Ei au candidat în sectorul 6? Din câte știu eu, nu. Habar n-am. În sondaje nu apare deci un candidat. Dacă și ei își mai pun candidat, ajungem la vreo 5 candidați pe dreapta. Da, fiecare partid își stabilește propria strategie electorală, își pune sau nu își pune candidați. Unii se fac alianțe. Eu vă spun că dacă... De ce n-ați discutat cu USB-ul lui Nicușor Dan? V-am spus că am plecat în acest proiect pur și simplu pentru a arăta cetățenilor din sectorul 6 că se poate și altfel. Eu personal, Sebastian Bodu, vreau să arăt cetățenilor din 6 că se poate și altfel. Sper să reușesc. Dacă nu reușesc, asta e, am încercat, dar proiectele mele trebuie să ajungă la cunoștința cetățenilor din sectorul 6. Din ce bani vă susțineți campania? Din proprii bani susțin campania. Am fost întrebat, de exemplu, dacă n-aș vrea să apelez la o modalitate publică de atragere de fonduri. Mă voi gândi, sunt indecis aici dacă să apelez. Proprii bani însemnând banii câștigați din Parlamentul European. Banii din, da, care nu sunt puțini. Că noi am avut salariu mare acolo. Mulțumesc mult. Pentru puțin.